Slăviți să fie Domnul! Amin. Dacă vreți, hai să ne ridicăm în picioare, deschidem Sfintele Scripturi. În cartea prorocului Osea, capitolul 6, vom citi primele trei versete, pagina în Biblie 877. Osea 6, 1, 2 și 3. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară ce udă pământul. Amin. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Dragii mei, după cum bine știți, prin organizarea acestui eveniment, suntem condamnați să fim împreună câteva seri. Și s-ar putea ca joi, la plecarea mea, unii din voi să citeze un epitaf de la cimitirul din Săpânța. Ați auzit de el? Și acolo, pe o piatră funerară, copiii scriau așa: dragă tată, după tine ne pare și rău și bine. Acum s-ar putea ca la plecarea mea joi să vă pară unora rău și unora să vă pară bine. Dar înainte de a predica, vreau să facem o înțelegere. Am niște prieteni într-o adunare din nordul Bucovinii, o adunare foarte mare, o adunare foarte bună, și conducătorul de acolo, prezbiterul, era în Ardeal și a auzit pe un frate predicând. Și îmi spune: măi, Dragoș, așa mi s-a lipit inima de omul ăsta, așa de mult mi-a plăcut predica lui, l-am așteptat la urmă și i-am spus: frate, faci cum știi, faci cum poți, noi avem adunare mare, vii și o săptămână, predici în fiecare seară. Și fratele s-a tot uitat pe agenda: măi, nu pot, o săptămână, uite că-s prins. Până la urmă a acceptat și a spus: aș putea două seri să vin să predic. Și a venit în prima seară și a predicat acolo. Și acum spunea fratele ăsta: măi, frate Dragoș, așa de slab o predicat, așa o plictisit adunarea, dar nu numai că o predica slab, avea așa niște ieșiri din Scriptură, niște afirmații. Când mă uitam prin adunare, în special la un frate mai vocal, fost coleg de-al meu de serviciu, îl cunosc bine, care susține tare adevărul, când e adevăr, și el așa stă cu capul în jos, toți frații citeau în Biblie, și el tot predica și predica și a predicat. Și până la urmă a venit și partea bună a predice, că este și o parte bună, sfârșitul. Și a trecut fratele în bancă și conducătorul s-a ridicat, el mi-a povestit. Și a spus, m-a ridicat și a spus: fraților, după cum bine știți, noi eram programați pentru două seri să avem întâlniri, dar noi suntem oameni de la țară, trăim din pământ, din agricultură. Acum ai campanie, ai toiul campanie, n-aș vrea să forțăm pe cineva. Spuneți voi, nu, mai facem și mâine seară. Și îmi spunea, toată adunarea a tăcut. Dar copiii de la balcon au strigat: da! La care fratele, așa mai violent, se duce în mijlocul adunării și cu mâini la copii: băi băieți, voi ce vă băgați în treaba asta? Acum, înainte de a predica, vreau să stabilim un lucru. Ne întâlnim și mâine seară? Amin. Doamne, ajută din aceasta. Am meditat mult asupra cuvântului pe care să-l vorbesc în seara aceasta și am ales tocmai această expresie: veniți să ne întoarcem la Domnul. Scriptura îi plină de chemările care le face Dumnezeu. Dumnezeu face de 6.000 de ani, din momentul când a intervenit păcatul în grădina Eden, de atunci Scriptura și Dumnezeu tot strigă asupra oamenilor: veniți! Și Dumnezeu îi tot cheamă și îi tot cheamă pe oameni. Este acea chemare la pocăință din Isaia, capitolul 1. Și printre altele spune: învățați-vă să faceți bine, nu mai faceți rău, luați dinaintea ochilor mei păcatele voastre, și spune: veniți totuși să ne judecăm.
De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Dumnezeu ne cheamă la pocăință, Dumnezeu cheamă pe evrei la judecată, dar nu o judecată în vederea pedepsirii, ci o judecată în vederea iertării. Este o chemare la pocăință care o face Dumnezeu. Având în vedere nevoile noastre, a omului de afară și mai ales a omului dinăuntru, Domnul spunea în Ioan capitolul 7, versetul 37, în ziua cea mare a praznică cu care e ziua cea de pe urmă, Iisus a stătut în picioare și a strigat cu glas tare, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. În Ioan 21 cu versetul 12, pe malul lacului Genezaret, Domnul îi cheamă pe ucenici și le spune, veniți de prânziți. Domnul pentru noi are hrană, Domnul pentru noi are apă. Pentru cei osteniți, în Matei 11, 28, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă pentru sufletele voastre. Sunt atâtea chemări în Sfânta Scriptură care pleacă din gura lui Dumnezeu înspre oamenii de pe pământ. În seara aceasta, eu aș vrea ca chemările acestea să-și aibă efect în viața noastră. Și la o predică odată a unui predicator la Ierusalim, spune că Scriptura, că după ce a rostit Petru aceste cuvinte, oamenii au rămas străpunși în inima lor și au zis unul către altul, fraților, ce să facem? Ce le-a spus Petru? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și să ne ajute Domnul și pe noi, amin? Amin. Deci aș vrea ca în urma acestor chemări, care le face Dumnezeu prin Duhul Sfânt, inima noastră să rămână străpunsă, să ne punem în mod serios întrebarea ce avem de făcut. În Ioan capitolul 5 spune că la scăldătoarea Betesda de la poarta oilor se întâmpla un eveniment ciudat. În acele 5 pridvoare zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, chiopi, uscați, pentru că din când în când un înger al Domnului se tulbura, cobora și tulbura apa. Și cel din tâi care se arunca după tulburarea apei era vindecat orice boală ar fi avut. Și îmi doresc dacă este o liniște nepăsătoare în adunare, în vreo familie sau în vreo inimă, că expresia de liniște nepăsătoare o întâlnim în Ezechiel, când spune, iată care este păcatul tău, Sodoma. Trăia într-o liniște nepăsătoare, era îngânfată și nu sprijinea mâna orfanului și a văduvei. Deci este starea asta de liniște nepăsătoare. Aș dori ca Domnul în seara aceasta să tulbure această liniște. Amin? Aleluia. Și în urma chemării pe care o face Dumnezeu, să fie niște rezultate. Știți care e rezultatul? Eu în seara asta mi-am propus să vorbesc de un singur cuvânt. Veniți! Eram copil și mergeam în marginea unei lungi sau în marginea unei păduri. Și îmi puneam mâna pâlnii la gură și scoteam un strigăt și tăceam. Și pădurea striga de 3-4 ori înapoi la mine același cuvânt. Știți lucrul ăsta, eco. Și la voi stația de aici are eco. Dacă vreți, dați eco mai mare sau mai mic. Eu aș vrea să vorbesc în seara asta despre eco acesta. Adică Dumnezeu o tot striga la noi, veniți! Și încă o dată, veniți! Și încă o dată, veniți! Și strigarea aceasta, în seara asta să-și aibă ecou în inima noastră, și noi ca și frați, noi ca și adunare, să avem aceeași chemare, veniți. Dar chemarea asta nu o prezint de la Dumnezeu spre oameni, ci aș vrea să o prezint de la voi înspre Dumnezeu. Asta e ideea predicii mele, ăsta e gândul meu. Adică în seara asta, să fie o mobilizare interioară, să fie o tulburare a liniștii aceleia nepăsătoare, să fie o hotărâre luată de noi și păstorul să strige către voi, dirijorul să strige către coriști,
Părinții se strige către copii, dacă vreți nepoți către bunici. Să strigați în seara asta unul către altul, veniți! Și citeam aici în Osea, veniți să ne întoarcem la Domnul. Să ne ajute Domnul, amin? Amin. Știți, în momentul când a apărut ruptura aceea între om și Dumnezeu, oamenii prin păcat au întors spatele lui Dumnezeu și au început să se depărteze de Dumnezeu. Ce înseamnă de fapt pocăința? Oamenii au început să se depărteze tot mai mult de Dumnezeu. Dumnezeu e lumină și lumina la oameni acum le vine din spate și o umbră mare întunecoasă se întinde înaintea lor. Și oamenii se îndreaptă spre necaz, spre nenorocire, se îndreaptă spre mormânt. Și Dumnezeu le strigă în Psalmul 46 cu versetul 10, opriți-vă! În seara asta aș vrea să-și spun tuturora, care în mersul lor se îndepărtează de Dumnezeu, să spun fiilor rătăcitori, să spun fetelor neascultătoare, să spun soților și soțiilor, cărora nu le mai place adunarea. Aș vrea în seara asta, celor ce se depărtează de Dumnezeu, să le spun opriți-vă și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Apoi spunea în Ioel, prorocul striga către Dumnezeu, dar chiar acum întoarceți-vă la Domnul. Ce înseamnă pocăință? Din mersul tău care te împarte de Dumnezeu, care te depărtează, te oprești. Și după ce te oprești, te întorci, că așa spune Biblia. Dar chiar acum întoarceți-vă. Și Iacov vine cu un alt verset și spune, apropiați-vă de El. Și aș vrea în seara asta să ne apropiem de El. Amin? Amin. Și după ce ne apropiem de El, Iosua 22 cu 5 spune, alipiți-vă tare de Domnul. Vreau lucrurile astea să le facem noi în seara asta. Doamne ajută din aceasta. Ce înseamnă de fapt pocăința? În Roman capitolul 12 vorbește de metanoia, acea schimbare a minții. În Noul Testament, pocăința are de a face cu schimbarea minții. Este o lucrare interioară în interiorul omului, când Duhul Sfânt cercetează pe om și îl schimbă mintea. În Vechiul Testament, pocăința are întotdeauna a face cu o acțiune. Când evreii din Vechiul Testament trebuiau să se pocăiască, ei nu trebuiau să schimbe doar mintea, ei trebuiau să facă ceva. Luate împreună aceste cuvinte, pocăința înseamnă o schimbare interioară care se vede în afară, pusă în aplicare. Cea mai frumoasă descriere este a fiului risipitor, care la un moment dat a spus așa, și-a venit în fire și și-a spus, atâția argații a tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune. Dar nu a rămas numai la hotărârea aceasta, el chiar s-a sculat, el chiar a plecat la tatăl. Asta înseamnă pocăință, să ne ajute Domnul, amin? Și mai spuneam noi, eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare, spuneam că pocăința nu sunt niște penitențe, împlinirea unor penitențe. Pocăința nu-i ținerea unui cod de legi sever. Pocăința e o lucrare interioară care o face Duhul Sfânt. Să ne ajute Domnul! La mine acasă am mai povestit eu asta. Copiii au început să fie mofturoși la mâncare. Unul spunea la nevastă mea, eu vreau ochiuri, altul vrea gogoș, altul vrea napolitane. Și nevastă mi-a supărat, îmi spune, băi, bă, omule, tu ești barbar la casă, dar ce fac 7 feluri de mâncare, dar n-ai un cuvânt de spus. Ei, și nevastă mi-a făcut varză. Și eu m-am supărat. Și am scos cureaua și am spus, în seara asta, în ziua, era după amiază, astăzi toți mâncați varză. Și eu nu pun eu varză la copii, pune nevastă mea. Dar atunci mă uitam, la ăla mare, două linguri, la ăla mai mic, o lingură. Și stam cu cureaua, zic, mâncați varză toți, dar mânios. Și copiii au mâncat varză, ce trebuie să facă? Când au terminat de mâncat varză, vine o vecină, se uită, spune, zice, da, ce bine mănâncă copiii tăi. Și eu spun, varza le place tare, copiii mei mănâncă. Noi ca și păstori, ca și comitet, avem curea pentru voi.
O curea înseamnă la o tânără nu-ți dau botezul. O curea înseamnă la un tânăr nu-ți fac nunta. O curea înseamnă anumite pedepse, dar asta nu-i pocăință. Eu aș vrea ca Duhul Sfânt să lucreze în noi pocăință, amin? Și după ce Domnul ne-a strigat de 6.000 de ani și tot ne strigă pe fiecare și am predicat mult de chemările acestea, mă îndrept la ecoul Bisericii Emanuel, nu așa se cheamă, biserica numărul 2. În seara asta, vă rog, mobilizați-vă. În seara asta, faceți o mișcare. În seara asta, faceți ceva. Strigați unul către altul, veniți să ne întoarcem la Domnul. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? La un Dumnezeu care ne așteaptă. În Osea 5:15 spunea, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când vom mărturisi că sunt vinovat și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Dumnezeu te așteaptă să te întorci la El. El a plecat în supărarea Lui, supărat pe păcatele tale, pe atitudinea ta. Spunea Ieremia acolo 29, mă voi întoarce în locuința mea, dar când vor striga către mine, îi voi asculta. Aș vrea ca în seara asta, dragul meu și draga mea care mă ascult, să știi că Dumnezeu e în locuința Lui supărat pe tine, pe atitudinea ta, pe păcatele tale, dar El în seara asta te așteaptă. Și spune, când vor recunoaște vina, vor veni la mine și eu îi voi primi. Doamne, ajută-ne la aceasta. La un Dumnezeu care e singura noastră scăpare, singura noastră șansă, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va vindeca. Scăparea noastră nu-i la politicienii vreme, nici la blocurile militare, nici la mari magnații ai lumii. Scăparea noastră e la Dumnezeu. Amin. Și nu avem altă scăpare. Ilogic, irațional. Am observat odată, când o mamă a luat o fetiță de vreo 2-3 ani, pentru că era obraznică și o trasă de urechi. Și fetița plângând, o îmbrățișat poala mamei și a început să plângă. Tot la mamă s-au alergat. Că știa că ea o trage de urechi, dar ea o mângâie. Și acum Osea spunea, Dumnezeu ne-a sfâșiat. Dumnezeu ne-a făcut rana, dar tot El ne-o va lega. Și aș vrea în seara asta să venim la Dumnezeu, amin? Un Dumnezeu care se lasă cunoscut, să căutăm, să cunoaștem, să căutăm pe Domnul, că El se ivește la noi. Și aș dori ca Duhul acela de descoperire să fie în adunarea noastră, amin? Spunea cuvântul Domnului în Ieremia, în capitolul 50, vreau să citesc acest cuvânt. În Ieremia, capitolul 50, cu versetul 5, spune așa, vor întreba de drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre el și vor zice, veniți să ne alipim de Domnul printr-un legământ veșnic care să nu fie uitat niciodată. S-ar putea ca unii să fie uitat legământul, s-ar putea ca unii să fie îndepărtat de Dumnezeu. Doresc în seara aceasta, versetul acesta, să lucreze la inima voastră. Veniți să ne alipim de Domnul printr-un legământ veșnic și legământul acesta înnoit în seara aceasta să nu-l mai uităm niciodată. Doamne, ajută-ne la aceasta! Frații mei, evreii erau vinovați. Și bine, Biblia și spune, poporul meu e ca o turmă de oi pierdute. Erau oi rătăcite. Așa după cum sunt pocăiți pierduți de multe ori în adunare. Când am predicat de leul pierdut în casă, de banul pierdut în casă, eram cândva într-o adunare foarte mare, tot în diaspora, și mi-au spus că avem 2600 parcă de membri, dar cu copii suntem 2000 și ceva. Și am spus, frate, nu-i pericolul să pierdă leul în casă? Zic, oh, câți bănuți avem noi pierduți în casă și nu mai știm de ei. Spune cuvântul Domnul că poporul meu era pierdut ca niște oi. Apoi vine Scriptura cu o acuză la conducere. Păstorii lor îi rătăceau. Îi făceau să cutreiere munțe, că era activitate multă, dar uitându-se staulul, n-avea odihnă. Asta era vina lor și uitați-vă scuza vrăjmașilor. Toți cei ce îl găseau îl mâncau. Vrăjmașilor ziceau, noi nu suntem vinovați.
fiindcă au păcătuit împotriva Domnului, locașul neprihănirii, împotriva Domnului nădejdea părinților lor. Vrășmașii îi asupreau, îi mâncau, îi nimiceau și spuneam, noi n-avem nicio vină. Ei sunt vinovați că au păcătuit împotriva Domnului. Aș vrea în seara aceasta să ne întoarcem la Domnul. Chemarea aceasta, cuvântul acesta, veniți să răsune în urechea voastră, să răsune în inima voastră și din seara asta să facem o întoarcere, să facem o apropiere, o alipire mai îndeaproape de Domnul și să ne ajute Domnul. Amin? Definind mai cu precizie această chemare, am găsit scris în cartea Cronici, într-un capitol aici, versetul 8, din capitolul 30. Era o problemă nu tocmai bună în Israel. Poporul era într-o decădere morală și religioasă. Paștele nu fusese prăznuit de multă vreme. Oamenii erau foarte idolatri, idoli peste tot și jertfe pe înălțimi. Și atunci vine împăratul Ezechia, care face o reformă în Israel. Și făcând reforma aceasta în Israel, trimite scrisori, trimite oameni la toate semințiile lui Israel, îi chema la sărbătoare, îi chema la prăznuirea Paștelor. Și în capitolul 3 cu versetul 80 spune așa, nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri, dați mâna Domnului, veniți la sfântul locaș, pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnului Dumnezeului vostru pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la voi. Veniți la sfântul locaș. Asta înseamnă prezență în adunare. Eu îl întrebam pe fratele așa curios, că no, curiozitatea, spunea cineva, e caracteristică femeilor, dar nu-i ocolește nici pe bărbați. Întrebam, măi, câți membri sunteți voi? Nu cumva după bucuria de ieri, după masa aia de dragoste, unii din membrii bisericii numărul 2 nu mai sunt în seara asta? Și pentru că nu vă știu, am întrebat de unul singur care îl știu. Și ăla nu e în adunare în seara asta. Și atunci am spus, când o strigat trimișii lui Ezechia, veniți la sfântul locaș. Asta înseamnă în primul rând prezență în adunare. Vreau să vă întreb, cum stați voi cu prezența la adunare? Stați bine sau nu așa de bine? Vreți în seara asta să strigăm unul la altul, veniți la sfântul locaș? Amin. Eu am o predică despre venirea la adunare și am pus-o pe 4 capitole, e o predică veche. Și în primul capitol am spus motivația. De ce mergea evreul înainte la templu și de ce merge pocăitul din venă la adunare? Și prima motivație, știți care? Plăcerea. Și spuneau băieții lui Core, în Psalmul 84, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă după Dumnezeul meu. Ah, altarele tale, împăratul meu și Dumnezeul meu! Te bucuri tu de adunare asta? Aveți adunare nouă! Aveți adunare frumoasă, aveți adunare lucrată cu trudă și sudoare. Vă place locașul acesta? Spuneți ca fiii lui Core cât e de plăcut la adunare? Plăcerea asta o aveți? Vă întreb în seara asta. Că o strigat trimișul lui Ezechia, veniți la sfântul locaș. Și eu asta vă predic în seara asta. Din seara asta înainte, nu lipsiți de la adunare. Veniți la sfântul locaș. Amin? Și apoi spuneam Psalmul 133, iată ce plăcut și dulce este să locuiască frață împreună. Și spuneam Psalmul 122, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și spuneam Psalmul 27, un verset acolo, 4, parcă nu știu exact. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fervinte. Aș vrea ca toată viața mea să locuiesc în casa Lui și să mă bucur de templul Său cel Sfânt. Chiar vrei? Odată spunea Dumnezeu lui Moise în Numeri, capitolul 10, versetul 2. Moise,
fă două trâmbiți de argint bătut și cu ele cheamă adunarea. Aș vrea ca trâmbițele cele de argint să le împrumutați de la Moise. Și când e seară de adunare, trâmbițați-vă unii altora. Telefonați-vă unii altora. Rugați-vă unul pentru altul și spuneți, hai să venim la Sfântul Locaș. Doamne, ajută-ne la aceasta. Spuneam eu că motivația e și plăcerea și nevoia, nu vorbim de asta că e nevoie să venim la adunare, și obligația era la evrei. În capitolul 2 am pus acolo piedici în care venire la adunare. Sunt piedici și diavolul le pune, dar nu le vorbim astea. În capitolul 3 am pus binefaceri sau pierde. Ce câștigă unul din vena care vine în adunare și ce pierde ăla care nu vine. Și în capitolul 4 am pus diverse. Și acolo la diverse, ce m-a motivat la predica asta? Vă spun ce m-a motivat și am mai predicat, că e mult de atunci. O predicat la noi un frate într-o seară, frate pocăit din comitet, nu într-o seară, într-o duminică dimineața. Și acum trăiește, are 87 de ani și încă mai predică. Din Psalmul 84 și-a spus, fraților, mai mult face o zi în curțele Domnului decât o mie în altă parte. Uitați-vă de pildă. Decât să mergi 3 ani de zile la combinat cu geanta în mână și cu navetă și cu mâncare în traiste, mai mult câștigi dacă vii o zi la adunare. 1000 de zile, 3 ani de zile. Vedeți cât e de bine să venim la adunare? Dar eu când el predica, mi-am adus aminte, așa nu știu de ce, cu omul ăsta joia nu previne la adunare. Așa l-am judecat eu, nu, judecăți sunt în mintea noastră. Și rețineți, pe timp de vară, fără să mă pună nimeni, timp de 4 luni de zile, eu am făcut prezența predicatorilor la adunare. Îi știam pe de rost, de la Xinte Viorel până la Zagan Viorel. 47 de frați care ieșeau la noi la Amvon și predicau și eu acum, iertați-mă, și în timpul rugăciunii mă uitam să văd care este și care nu. Dar mi-a venit așa și m-am dus acasă și am făcut, îi scriam, prezent absent, timp de 16 săptămâni. De vreo 2-3 ori nu m-am putut duce. Și am spus la nevastă, măi, hai te rog, du-te tu și uite-te care din predicatori, i-am întrebat, dar cine te-a pus? Nu face Îngerul Domnului prezența? Zic, Îngerul o face. Dacă nu o vedea noi listele, s-ar putea să fie prea târziu. Eu vreau să le fac eu. Și le-am făcut. Și odată era un sfat cu predicatorii și am rămas și eu la sfat, că atunci eu am început să predic. Și sfatul cu predicatorii, nu vă spun cum era, era împărțit în 3 secțiuni, odată despre predică, a doua oară despre cel care conduce programul și al treilea parte era despre familia predicatorului. La noi se punea mare problemă, că predicatorul trebuie să fie model el, nevasta, fetele, că degeaba eu sunt ultraconservator și am o cale numai atâta, dar cei din casa mea sunt altfel, știți? Ei, și vorbeam, dar nu vorba unui frate de la bibolărie, nu intrăm ca aici că e teren moale, nu ne băgăm aici. Și când se termine, eu cu o seară înainte am făcut vreo 20 de tabele cu mâna, până la 8 ca de noapte. Și când se dispartă frate, am spus, frate, am și eu un cuvânt. Și am împărțit hârtiile acele repede și de grupați-vă câte 3-4 și ei se uitau așa. Dar ce e asta, frate Dragoș? Aveți toți hârtii, da? Asta e prezența predicatorilor joi seara la adunare. Ăla care a predicat că face mai mult o zi în curțele Domnului, avea 0. Nici o joi seară la adunare. Eu aveam 13. Păstorul bisericii avea 13. Alți frați aveau 16. Mai mulți n-aveau nici o joi seară lipsit. Eu vă provoc și vă spun, veniți acum la noi, marța seara și joia seara, adunarea e plină aproape ca duminica. Deci la noi, la rugăciune, adunarea e plină, marți seara, să sui la balcon, pentru că nu sunt locuri în adunare. Așa am lucrat la inima fraților și le-am spus, oameni buni, le-am spus, avem și noi niște patroni care au firme, vă dau cuvântul meu de onoare, a spus de la Amvon. Dacă sunt patroni aici și vin joi seara la adunare de la 7 la 9 și din cauza asta dau faliment, din caseria bisericii noi vă dăm bani.
Numai îmi demonstrați că ați dat faliment, că ați venit joi de la 7 la 9. Dacă îmi demonstrați asta, noi vă dăm bani. Încă n-am primit nicio reclamație. Dar frații au început să vină și mulțumesc Domnul. Când am dat hârtia aceea, m-am uitat la ăla care a predicat. Avea hârtia în mână, s-a uitat și a pus-o pe bancă, a spus, nu ne mântuiește asta pe noi. Și eu am spus, dacă nu ne mântuiește, de ce o predicăm? Fraților, ne mântuiește sau nu ne mântuiește? Rupim hârtia aceea din Psalmul 84? Sau o dăm bine așa la popor că sună frumos? Eu aș dori ca chemarea care a făcut-o împăratul Ezechia către cele 12 seminții ale lui Israel să vă răsune încă o dată în seara asta. Veniți la Sfântul lui locaș. Amin? Când predicam de păcatele cu voia sau fără voia, se punea problema din Evrei 6 și din Evrei 10 cu 26. Că dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nicio jertfă de iertare, ci doar așteptare înfricoșată și văpaia unui foc care ne mistuie. Și am întrebat fraților, care-s păcatele cu voia? Le știți? Aici în Vena. Care-s păcatele cu voia? Și noi luăm versetul 26 și îl aplicăm. Curvia, e cu voia. Hoția, e cu voia. Și clevetirea e cu voia. Și altele. Dar nu asta spune Biblia. Noi trebuie să citim în Biblie așa cum scrie. Scrie acolo în versetul 22, Evrei 10, să venim cu trupul curat. Versetul 24 spune, vegheați unii asupra altora, ca să vă îndemnați la dragoste și la fapte bune. Versetul 25 spune, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Și versetul 26 spune, că dacă păcătuim cu voia, știți care e taina aici? Taina constă în faptul că versetul 26 e scris după versetul 25. Asta tot taina. Că dacă le citim așa una după alta, citim și spunem așa, să nu părăsim adunarea noastră, că dacă păcătuim cu voia, nu mai este nicio jertfă de iertare. Știți care e un păcat cu voia? Când eu știu de joi dimineața că de seară nu mă duc la adunare. Nu vi se pare că e un păcat cu voia? Când știu de sâmbătă seara, mâine nu mă duc la adunare, că am ceva probleme. Nu vi se pare că e un păcat cu voia? Luăm versetul 26 și îl ducem în toată Scriptura. Numai după versetul 25 nu vrem să-l citim așa cum e scris el. Așa scrie, eu așa citesc. Ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, să nu părăsiți adunarea, că dacă păcătuiți cu voia, e o mare problemă cu voi. Vorbim de chemarea aceasta. Chemarea la Sfântul Locaș îi chemarea la adunare. Veți ține cont de chemarea asta? Amin. Promiteți? Amin? Amin? Frații mei, și apoi vine Biblia și spune, slujiți Domnului. Îi chemare nu numai la prezență, îi chemare la slujbă. În ce ar sta slujba noastră? Psalmul 34, versetul 11. Veniți, fiilor, că despre asta predicăm, veniți, fiilor, și vă voi învăța legea Domnului. A veni și a asculta este o slujbă. Amin? Când vin pe bancă și ascult o predică, eu deja fac o slujbă. Veniți, fiilor, și vă voi învăța frica Domnului, spune acolo, da? Apoi vine Psalmul 95 cu versetul 1 și spunea, veniți să cântăm cu veselie, către stânca mântuirii noastre, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. A cânta la cântarea în comun e o slujbă. Mai am o provocare pentru voi. Un frate care se ocupă de muzică îmi spunea, frate Dragoș, cânta cineva și negativul, bă, era o bandă mare, o fanfară întreagă. Și eu am crezut că sora aceea cântă la microfon și fanfara cântă lângă ea și s-a înregistrat. Și el spune, nu e așa, frate Dragoș, astea sunt făcute în studio. În studio poți să mai pui un instrument, să mai pui încă unul peste el, să pui trei instrumente, dacă unul nu-ți place, poți să scoți un instrument de acolo, asta e tehnică. Și m-am gândit, măi, se poate, se poate, frate Dragoș, așa se face negativul. Ei, și atunci m-am gândit la următorul lucru. La o cântare în comun, imaginați-vă că un înger al Domnului
stă la gura voastră și vă înregistrează cântarea. Și după ce vă înregistra cântarea, taci toată adunarea și pune numai eu ce am cântat separat. Sau ce-o cântat fratele Leontin. Sau ce ați cântat voi. Întrebarea mea, ați înțelege voi ce cântare ce e? Ați avea un cuvânt lipsă din cântare? Vi s-a întâmplat să nu pronunțați toate cuvintele? Ați avea vreun rând lipsă? Dacă după ce se termină cântarea, îngerul care mă înregistrează, pune numai vocea mea, ascultat cât o cânta Dragoș Croitor. Oare ce am cântat eu la cântarea în comun? Și vine Biblia și spune, veniți ca să cântăm cu veselie Domnului. Amin? Nici nu ne lasă să cântăm mânioși. N-avem voie să cântăm mânioși în adunare. N-avem voie. Domnul să ne dea bucurie în seara asta. Amin? Când spunea chemarea aceasta, veniți la Sfântul lui Locaș și slujiți Domnul. A sluji Domnul înseamnă să vii ca să asculți, să vii ca să cânți. Și citea fratele de la versetul 6, veniți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să ne plecăm genunchi înaintea Dumnezeului Făcătorul nostru. Ce înseamnă să slujești, să asculți, să cânți, să te rogi și Doamne ajută de la asta, amin? Apoi suntem prin aceeași chemare, veniți la contemplare. Veniți, spunea Psalmul 46, versetul 10, și priviți lucrările Domnului. El a pus capăt pustiirilor, a sfărâmat arcul, a rupt săgețele, a dat foc carul de război. Împărățiile se clatere, neamurile se frământă. Domnul este un turn tare, Dumnezeul lui Iacov e scăparea noastră. Frații mei, când te uiți la lucrările lui Dumnezeu, asta înseamnă că e o slujbă. Vezi măreția Lui, cercetarea Duhului Sfânt îți cuprinde inima. Dar veniți la Sfântul Locaș. Amin? Doamne ajută-ne la aceasta. Dragii mei, hai să mai aducem în atenția dumneavoastră încă o chemare. Din 1 Cronici, capitolul 16, este acolo o cântare de laudă și în versetul 29 spune așa: dați Domnului slavă pentru numele Lui, aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. A doua invitație, prima e veniți la Sfântul Locaș. Prezență, slujire și admirând pe Domnul. Acum vine a doua chemare, tot de la voi pornește. Veniți înaintea Domnului cu darurile voastre de bună voie. Și când am auzit ce credit aveți, cred că la frații de aici le place predica mea. Nu știu dacă o să vă placă și vouă sau nu o să vă placă. Dar, pe mine m-a învățat cineva, frate Dragoș, dacă te duci în America, cineva din Viena, dacă ai vreodată ocazia să te duci în America în deschidere, să spui așa două lucruri și frații o să te primească cu bucurie. Primul lucru să le spui că n-ai venit după bani și al doilea lucru să le spui că îți pare rău, dar nu poți să stai mult la ei. Și adunarea se deschide și te primește cu bucurie. Am fost în America și m-a venit un păstor bine cunoscut din țară și spune, fraților, noi eram trei frați din țară, aveți vreun proiect? Aveți o viziune de la Domnul? Aveți nevoie ceva să vă ajutăm? Și am spus, nu. N-ați venit după bani? Nu, niciunul. Și s-a ridicat la învolț că avem trei frați fără viziune. Până acum toți vin cu viziune. Toți vin cu proiecte și noi să le dăm bani. Ăștia n-au nicio viziune, frații ăștia. Hai să ne bucurăm doar de cuvântul Lui. Așa mă bucur că n-am venit la Viena după bani. N-am venit, n-am nicio cerere de ajutor. Nu mi-aduc aminte acum să vă cer vouă bani. Dar vine Biblia și spune în a doua chemare, veniți cu darurile voastre înaintea lui Dumnezeu. Când vorbeam din Exod 36, de dărnicia poporului, acolo s-a întâmplat un lucru curios. Facă Domnul să întâmple și aici. O venit poporul cu mare dărnicie și a început să dea. Și meșterii și-au uitat și au spus, Domnule Moise, o dat prea mult oamenii ăștia. Fă o strigare în popor și a pus Moise mâinile la gură, a spus, oameni buni, nu mai dați, că e prea mult.
Eu acum zice, dați, până strigă frații ăștia doi, nu mai dați. E bun? Amin. A doua chemare, veniți înaintea Domnului, dar veniți cu darurile voastre de bună voie. Și Dumnezeu să vă ajute. Mi-aduc aminte de fratele, îl spun numele, Vasile Iacoban. El avea probleme cu strângerea de ajutoare și a observat că în timp ce se făcea strângerea de ajutoare la dâns în adunare, un frate trece cu farfuria pe acolo, dar un frate se pleacă jos, așează covorul, că era deranjat. Până s-a ridicat fratele, ăsta s-a dus cu farfuria. Și fratele Vasile spune, uite, ăsta nu-i atent, omul ar fi dat ceva, dar ăsta s-a dus cam repede. A doua duminică din întâmplare se uită, când trecea fratele cu farfuria, ăla se pleacă jos, așează covorul. Și fratele spune, nu, ăsta e narav la dânsă. Și a treia duminică spune, frate, vă rog frumos, îmi dați voi mie ca păstor să fac colecta? Dar un frate spune, dar ce-ți se pare că nu faci destule? Spune, nu, dar eu sunt demnat să fac colecta. Și-o lua farfuria și merge. Când ajunge la fratele acela, îl așează covorul. Dar fratele, mie mă poți să gândești, să văd cât ai să stai acolo ghibos. Și stă ăla, stă și când gătește, el spune, frate, colecta, pune ceva, casa trebuie măturată, încălzită, e curent, pune, da, frate, stai că pun acum aia. Fraților, eu mă uitam la asta, fratele Axinti Octavian a fost în America, am fost și eu de mai multe ori, el a fost la o adunare de frați de culoare, frați negri. Și a spus, măi, am văzut multe lucruri care nu mi-au plăcut, nu le-aș duce niciodată la Botoșani. Dar am văzut un lucru care mi-a plăcut, era o adunare de câteva mii de pocăiți. Și când era pentru darul de bunăvoie, în fața amvonului era un vas mare și acolo se cânta o cântare și spunea, măi, am văzut frați, am văzut surori care veneau cu plicul sau cu cecul sau cu bani cash, mergeau cu darul de bunăvoie. Băi, am văzut niște surori groase, voinice, sărea într-un picior până la amvon cu plicul ăla, săruta plicul și îl flutura și îi da drumul cu bucurie. O spus, domnule, au așa bucurie la colect, eu încă n-am văzut. La noi când se face colect, avem niște săcușori, așa. Și parcă îi priveche în momentul ăla. Toată lumea mânioasă, bagă mâna în sac, nu știi, pune ceva, e ceva de acolo, dar așa cu mânie cumva. Ei spune, mă, ce mi-a plăcut la oameni ăștia? Cu bucurie săreau în sus și puneau plic acolo. Voi cum faceți dărnicia? Aveți tabel, obligații, cine nu dă, nu-i văzut bine, nu? Dar vine chemarea lui Dumnezeu și spune, veniți cu darurile voastre înaintea Domnului. Amin? Și mai povestea, mai, fratele Vasile Iacoban a fost în Italia, știu adunarea, dar nu o spun. Și când s-a terminat acolo slujba, fratele păstor din adunare a spus, fraților, hai să facem o colectă un pic mai bogată, nu ne putem plăti chiria, am rămas restanță la cheltuieli și vă rog frumos, hai puneți mai mult. Și fratele Vasile Musafir spune, măi, nu mi-a plăcut de atitudinea păstorului, parcă era la pot și cerșea pentru dânsul, că doar nu numai el se bucur de adunare. Și a spus, frate, lasă să fac o colectă. Eu mai făcut-o la noi, la Cajoana, știu să fac colecta. Zic, fă-o, frate, n-am musafir, un pic îndrăzneț. Ăsta a luat farfuria și a spus, uitați-vă aici la mine. Azi toată lumea pune ceva în colectă. Care are, pune, care n-are, se împrumute, că dacă unul nu pune, eu îl întreb și el îmi răspunde azi. Și după ce am făcut anunțul, stam așa și mă uitam la frați, tot să căutam. Unul îi făcea semn la altul, frate, împrumută niște bani. Și ăla îi spune, am, dar mari. Ăla zice, dă-i așa mari. Și-a făcut colecta. Minunea nu a fost asta. Știi care a fost minunea? Fratele Vasile, eu nu știu exact suma. Dacă trebuie 3641 de euro, când s-au numărat banii, s-a ridicat păstorul plângând și a spus, fraților, astăzi s-au adunat 3641 de euro. Nici un euro mai mult, nici un euro mai puțin. Frații mei, nu m-a pus nimeni să am predica asta. Eu aș vrea să vorbesc după ce Dumnezeu v-a chemat și de 6.000 de ani spune, veniți la
pocăință. Veni să vă dau apă, veni să vă dau hrană, veni să vă dau odihnă. Aș vrea ca în seara asta voi să strigați unul către altul. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Veniți la Sfântul Lui locaș. Veniți la adunare, asta înseamnă. Veniți la slujire, asta înseamnă. Veniți să ne bucurăm de lucrările Domnului. Asta înseamnă să vii la Domnul. Veniți cu darurile voastre de bunăvoie să ne ajute Domnul. Apoi nu uitați că Domnul Iisus Hristos spune așa. Nu uitați, Pavel spune cuvintele Mântuitorului, că este mai ferice să dai decât să primești. Noi ne-am învățat mai mult să primim. Și oricărui și unui bogat, dacă îi dai ceva, se bucură că o primit. Dar când împlinim versetul care spune, îi mai ferice să dai, de puține ori mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat de puține ori. Odată am fost în adunarea din Cahul, Republica Moldova, de la malul mării. Acolo am văzut sărăcie lucie, sărăcie la ea acasă. Era un frate venit din Italia, din Perugia, fratele Dănuț Iacob, și cu doi frați din România ne-am dus acolo și nu vă spun, fraților, ce sărăcie este în zona aceea. Așa aș vrea voi ăștia care vă plângeți din Viena să vă duceți odată acolo, să vedeți cum trăiesc frații noștri, cum trăiesc surorile noastre. Noi am fost într-o familie, el fost ofițer în armată, era pensionar, ea era doctoriță la spital. Aveau 6 copii și ne-au spus, v-am chemat la noi că avem condiții mai bune. Avem covoare pe jos și avem unde să vă culcăm. Dar copiii eu împrăștiet, că n-aveau loc și copiii și noi. Și îmi spunea, eu am 6 copii. Zic, cum vă ajută statul aici? Păi statul a venit la noi și ne-a pus 4 întrebări. Una, dați carne la copii? Mâncare? Și ne-a spus, le dăm. A doua întrebare. Aveți frigider? A treia întrebare, că iau frigider, aveți calculator? Și îi spune, frate, eu sunt doctoriță la spital, evidența o țin pe calculator, îmi trebuie. Și a patra întrebare, aveți mijloc de transport? Și ei au spus da, că aveau 2 biciclete. Ea doctoriță merge cu bicicleta la spital și el ofițer cu bicicleta la lucru, la unitate. Și pentru că aveam mijloc de transport, ne-o tăiat și nu primim niciun leu de la stat. Frații mei, atunci am simțit ce înseamnă, îi mai ferice să dai decât să primești. Credeți, m-am dat tot banii, eu m-am rămas cu un leu, atâta. Și m-am dus la frate, zicea, băi, mai ai niște bani? Nu mai am, frate dragul. Am ajutat cu o mare bucurie și m-am bucurat că eu locuiesc în Bosanci. M-am bucurat că Dumnezeu a binecuvântat țărnuturile din România. Vă spun tuturor, a România este ce mânca, în România avem cu ce ne îmbrăca, în România nu murim de foame, cu atât mai puțin voi în Viena. Voi nemulțumiți, voi care cârtiți, voi care nu veniți la adunare că aveți de lucru, voi sunteți vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și acum vine chemarea lui care pleacă de la voi, din inima voastră, din gura voastră și spune, veniți înaintea Domnului cu darurile voastre de bunăvoie. Nu-i de mult de când am fost în satul Gorbănești la mormântarea unui om de 55 de ani, tată a 13 copii. Să vă spun că n-avea de unde să-l scoți, l-am scos dintr-un șopron că n-avea casă și avea 13 copii. Și n-am venit să vă cer vouă bani, că deja frații au început să-i facă casă, de acolo, din Botoșan, de la noi. Nu vă spun că din Doneț sunt familii refugiate în Caminca și noi am dat bani și frații de la marginea extraordinar de mult. Merg echipe de meseriași și la o familie cu 15 copii, deja le-au făcut casa și fac alte case. Dar știți ce înseamnă că e mai ferice să dai decât să primești? Ai avut vreodată bucuria asta? Sau vine Domnul și ne pune un duc de zgârcene și ne pune să ne concurăm între noi și ne pune un duc de nemulțumire și tot bombănim și tot ni se pare că e greu. Dumnezeu va frânge toiagul până și va strânge mai mult șurubul pentru că vin vremuri grele și peste Austria și peste întreg pământul. Și vine vremea când cel neprihănit va trăi prin credință. Dar nu uitați, dragii mei, ce dai în numele Domnului nu se pierde. Nu da cu regret,
nu da cu păreri de rău, dă cu bucurie. Și chemarea aceasta se răsune în adunarea Emanuel. Veniți înaintea Lui cu darul de bunăvoie. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Și apoi timpul trece, frații mei. Și cuvântul Domnului, tot vorbim de aceste chemări, aș vrea să mai atingem cu un punct. Din Neemia, în capitolul 2, era acolo o chemare pe care o făcea omului Dumnezeu. Și spunea, veniți ca să zidim zidurile Ierusalimului. O văzut omul acesta că zidurile erau dărâmate. O venit din captivitate el și a spus, haideți ca să zidim zidurile Ierusalimului. Parcă în Ezechiel 22 cu 30 e un cuvânt care scrie, caut un om care să înalță un zid. Altă dată am vorbit despre zidul acesta și rolul acestui zid. Unul din rolurile zidului era zidul de protecție. Și Ierusalimul nu mai avea zid de protecție. Și o strigat căpetenia Neemia, în ciuda lui Tobia și a lui Sambalat, străinii care băgau bețe în roată, au spus, veniți ca să zidim zidurile Ierusalimului. Este a treia chemare. Când cercetam eu roada Duhului din Galateni 5, 22 și 23, Pavel spune acolo așa, roada Duhului dimpotrivă, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Întrebarea mea era următoarea, de ce înfrânarea poftelor e ultima? E cea mai mică? Nu e cea mai mică. Până la urmă vei spune, trebuia ultima, una scrisă la ultima. Ei, eu am o explicație, dacă o acceptați, e treaba voastră. În scriptură, omul suferă mai multe comparații. Una din comparații spune Domnul Iisus, voi sunteți o cetate. O cetate medievală, știți cum era alcătuită? În mijlocul cetății era tronul, împăratul, curtenii, apoi erau case de locuit, apoi erau grâne și rezervă de apă și ultimul element constructiv al unei cetăți era zidul de apărare. Când o armată venea ca să atace, ei veneau împrăștiați pe câmp. Dar când ajungeau la cetate, marea bătălie se da la zidul de apărare. În momentul când zidul de apărare a căzut, cetatea era cucerită. În Proverbii, capitolul 25, versetul 28, spune, omul care nu este stăpân pe sine, e ca o cetate surpată și fără ziduri. Zidurile de apărare reprezintă, în înțeles duhovnicesc, roada Duhului care se numește înfrânarea poftelor. Omul care n-are înfrânarea poftelor va fi ușor cucerit de diavol. Cum poate fi vorba să aperi credincioșia când tu n-ai înfrânarea poftelor? Cum poți să fii credincios, neveste din tinerețea ta, când tu vii la adunare cu coșul în mână și te uiți după trupul alteia, pentru că n-ai înfrânarea poftelor? Și acum Neemia vine în înțeles material, fizic, și spune, oameni buni, veniți ca să zidim zidurile Ierusalimului. În înțeles duhovnicesc înseamnă, în seara asta, fraților, veniți ca să rodim în noi înfrânarea poftelor. Doamne, ajută-ne la aceasta! Căci omul care nu-i stăpân pe sine are probleme. Măsura de pocăință a unui om nu este măsura slujirii lui. Eu nu sunt pocăit după cum predic. Voi nu sunteți pocăiți după cum cântați. Nici după cum recitați. Măsura de pocăință a unui om este măsura înfrânării lui. Eu atât aș de pocăit după cât îți de înfrânat. După cât îți de pocăit când îți singur eu cu internetul. Nu când predic la amvon, când am cum să nu fiu pocăit aici. Dar când îți eu cu internetul, pe ce buton apăs, la ce mă uit, că nu-i mamă, nu-i tată, nu-i păstor, nu-i comitet, dar nu uita că Dumnezeu te vede.
Aș dori în seara asta, dragii mei, chemarea asta să răsune în inima noastră. Veniți să zidim iară zidul de apărare. Veniți ca să rugăm pe Duhul Sfânt să lucreze în noi înfrânarea poftelor. Că poftele în 2 Timotei 3 cu 6 te frământă, frământați de tot felul de pofte. În 3 cu 3 poftele te robesc, în 1 Petru 1 cu 14 poftele te târăsc unde vor. Că așa lucrează pofta. Pofta întâi te frământă, apoi te robește, că sunt oameni robiți de pofte. La noi odată venea o soră tânără, îmbrăcată cam indecent, cu niște haine cam brate pe ea, și la noi la adunare nu-i voie. Nu-i voie nici cu goliciuni, să vii cu mâini scurte, cu șlipi. Nu aduc eu aici rânduiala. Așa e la noi și noi o ținem și ne bucurăm de ea. Dar o fată ieșe din tiparul ăsta și a spus, măi, nu o spun de la amvon. Vorbesc cu ea. Și am luat-o deoparte, am spus, măi, uite la tăti surorile, cum sunt îmbrăcate. De ce vii îmbrăcat așa provocator? Tu trebuie să știi că în adunarea asta sunt oameni nenăscuți din nou. Sunt oameni firești, care încă nu au lucrat Duhul Sfânt la inima lor. Și de ce să fie o piatră de poticnire sau un prilej de ispitire pentru ei, aici în adunarea Domnului? Că odată un frate în vârstă spunea așa, surorilor, nu uitați, curăția voastră de inimă nu anulează efectul îmbrăcăminții voastre. Că eu spun, eu vin cu minijuc la adunare, dar eu cu inima curată, eu mă duc, mă închin Domnului. Eu cred că ești cu inima curată, dar asta nu anulează efectul pentru ceilalți. Nu, efectul tău e devastator pentru ceilalți, mai ales acei nepocăiți. Ei și-a luat o fată asta și-a lămurit-o și i-a pus capul în jos și eu am spus, ce păstor înțelept sunt, am mai câștigat o fată, un suflet, așa liniștit. Când a doua duminică, e vine îmbrăcată mai urât, mai provocator. Și atunci am spus, stai mai un pic, stai un pic, că robul nu se îmbracă cum vrea el, robul. Robul nu doarme cât vrea el, robul nu mănâncă ce vrea el. Păi dacă ea este robită de un duh, duhul ăla o pune să se îmbrace așa. Ei, și acum trebuie să luptăm cu duhul ăla și vine ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele în care trăiați altădată. Dacă am o dorință pentru mine, pentru ai mei din casă, dar și pentru voi, să fim foarte atenți la zidul de apărare. Frații mei, niciunul din noi nu e așa de păcătos să aibă toate poftele peste el. Nu, nu. Dar fiecare e vulnerabil într-un punct. Eu când m-am căsătorit eram sărac. Și avem gardul la drum stricat și toți câinii vecinii vineau noaptea la mine în grătină și gâștile vecinului aveau cărare până mi-am făcut gardul. Ei bine, fiecare din noi are o parte slabă, rețineți. Fiecare dintre noi are o parte slabă în ce privește înfrânarea poftelor. Tu știi care e partea ta? Că eu în viața mea n-am băut o gură de vin sau n-am pus limba niciodată, n-am tras un fum de țigară, n-am curvit niciodată, nu m-am dus la filme. Asta nu înseamnă că n-am slăbiciunile mele. Dar eu le știu, postez, mă rog și sunt foarte atent în privința aceea. Tu știi care e punctul tău slab? Unde ești tu vulnerabilă? Unde zidul are o breșă? Că pe acolo aruncă diavolul săgeți și strică inima și casa și adunarea într-un final. Și acum vine Neemia și spune la evrei, veniți ca să zidim zidurile Ierusalimului. Doamne, ajută-ne în aceasta. Încă un cuvânt legat de înfrânarea poftelor. Spune Iacov 1 cu 13. Niciunul să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, ci El însăși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însăși momit, și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Hai să vorbim așa mai pe românește, că suntem oameni mari. Un copil se zămislește în burta lui mamă sa, dar nu se naște atunci. El mai stă acolo zămislit, se dezvoltă încă 9 luni de zile.
după 9 luni de zile să naști copilul. Tot așa e și cu păcatul. Eu nu cred că o fată botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, că un bărbat din adunare botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, poate cădea într-un păcat mare dintr-o dată. Automat, în mintea lui, păcatul o zămislit. Printr-un program la televizor, printr-o propunere indecentă, printr-o îmbrățișare neîngăduită, printr-o multe, multe altele, și în mintea ta o zămisli păcatul. Dacă n-ai înțelepciunea să-l alungi afară, el se cuibărește, se dezvoltă acolo, mintea ta, cugetul tău se învață cu păcatul și în momentul când ai ocazia să-l înfăptuiești, îl înfăptuiești. Știi de ce? Că tu ești învățat cu el. De unde? Din mintea ta. De aceea înțelepciunea este să scoatem gândurile astea de la început. Dumnezeu să ne ajute. Pentru că păsările, noi nu le putem opri să nu treacă peste grădină la noi, dar le putem împiedica să nu facă cuib. Și mai rețineți o diferență. Este o diferență între ispită și păcat. Țineți minte. Este diferență între ispită și păcat. Pentru că ce este ispita? Ispita este un atac violent al diavolului la nivel de cuget. Eu spuneam altor frați, pun coasa în căruță și mă duc la cosit. Și mergând spre bucată, mă gândesc, dacă aș avea un milion de euro, ce aș face cu ei? Și până în câmp mă gândesc ce aș face cu milionul. Dar eu n-am avut niciodată, nici nu cred că o să am vreodată un milion de euro. Dar a venit o ispită la gândul meu, deja mă văd mare, deja mă mândream că am milionul. Asta e o ispită. Să vă spun altceva, poate pe unii afectează. Merg la lucru și mă gândesc, dacă România ar bate pe Germania la fotbal, ar fi tare bine. V-ați gândit vreodată la așa ceva? Sau pe Olanda, sau pe China, sau cine joacă România? Dar ce câștigam eu și casa mea că bate România? Nici nu știu cu cine joacă, nici nu schibit, nici nu mă doare capul, dar e o ispită. Ispita vine, asta e ispita. Dar ispita nu e egală cu păcatul. Că în Evrei, acolo, capitolul 4, spune că noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, nu. Ci de unul care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile. Dar ai pus o virgulă, dar fără păcat. Că ispita nu e egal păcat. Ispita e un atac de la diavol. Trebuie să scăpăm de el. Povestea odată fratele Răuț Văsârie. Era un bătrân, avea 84 de ani, un bun predicator. Omul ăsta vorbea câte 7-8 ore numai cu versete din Scriptură. Rar am întâlnit așa înțelepciune de la Duhul Sfânt. Și el ce povestea, îi sta frumos. Mie încă nu mi-ar sta frumos, că nu-s destul de bătrân. Și el spunea așa, măi, fraților, o să vezi ce pățesc eu. Mergem odată la magazin prin Vicov și eu mergem încolo și în fața mea vine o femeie tare frumoasă. Și când trece pe lângă mine, îmi dă bună ziua și eu îi răspund înapoi și acum să vezi ce se întâmplă. O să eu mergem încolo și mintea mea merge înapoi. Și acum ce să fac eu ca să închem mintea acasă? Mă uit jos și văd un smog de iarbă crescut în niște pietre și mă uit. Bă, ce lucrare minunată! Uite ce iarbă frumoasă a crescut Dumnezeu! Și-a chemat să vii minte înapoi. Frații mei, noi suntem ispitiți. Nu sunt eu vinovat că sunt ispitit. Am primit în viața mea nu sute, mii de mărturisiri. Și unii plâng și spun, m-a ispitit diavolul. Și spun, nu e asta problema că te-a ispitit. Că și pe mine m-a ispitit, și pe Domnul m-a ispitit. Că ispita nu e egal cu păcatul. Înțelept este acela care știe să fugă de ispite. Și Iacov și Petru spunea, împotriviți-vă lui tare și el va fugi de la voi. Doamne ajută-ne! Veniți să zidim zidurile Ierusalimului. Dragii mei, haideți să rugăm pe Duhul Sfânt să rodească în noi mai mult roada aceasta care se cheamă înfrânarea poftelor. Doamne ajută-ne la aceasta! Pentru că
Dacă nu avem roada aceasta, vom avea probleme mari în pocăința noastră. Și dacă avem roada aceasta, suntem scutiți de multe lucruri. Eu mă apropii de încheiere și am un gând pentru voi. Încă un sfat. Legat de evenimentul acesta și de expresia din 1 Samuel, capitolul 7, că la un moment dat, evreilor le-a venit dor de chivot. La un moment dat, evreilor le-a venit dor de pocăință. La un moment dat, evreilor le-a venit dor de Dumnezeu. Și-o chema să fie adus chivotul mai aproape. Și când l-a adus chivotul acolo, filistenii tare s-au deranjat. Să știți dumneavoastră, când vrei să te pocăiești mai bine, diavolul se deranjează. O adunare care ia hotărâri de pocăință stârnește furia și mânia diavolului. Și filistenii s-au deranjat tare, s-au iritat și-au pornit cu luptă împotriva evreilor și evreii s-au temut. Și s-au dus la Mițpa, la Samuel și le-au spus, roagă-te Domnului pentru noi. O luat o zi de post, o adus o jertfă și Dumnezeu o tunat împotriva filistenilor și i-o nimicit. Și atunci a pus acest Samuel piatra de aducere aminte între Mițpa și Șer, zicând, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Dacă Dumnezeu până aici v-a ajutat, ați construit adunarea asta frumoasă. După exodul acela care l-a mintea fratele Leontin aici, dintr-un loc în altul, dintr-un loc în altul, doresc Domnul să vă dea odihnă aici în adunarea asta. Și dacă v-a ajutat Dumnezeu să aveți o casă a voastră, aș vrea acum să spunem din toată inima mulțumim Domnului că până aici ne-ai ajutat. Dar nu uitați, hai să și citim un verset care tare îmi place, din 1 Samuel, capitolul 7. Și apoi spune cuvântul Domnului așa, în versetul 14. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Gândul ăsta e un gând de recuperare. Ați construit adunare, ați lucrat mult. Și lucrând mult fizic și implicându-vă financiar, pot rămâne la nivel de biserică alte departamente în urmă. Mai puțină stăruință, mai puțină repetiție, acum ați făcut repetiții pentru deschidere. Aveți câtva timp, eu știu cum se întâmplă în evenimentele astea. Mai puțin studiu biblic, mai puțin ajutorarea săracilor, că tot bănuțul a spus aici. Dar după ce Dumnezeu le-a dat odihnă și au recunoscut ei până aici, Dumnezeu ne-a ajutat, au spus evreii, nu ne oprim aici, începem recuperarea. Avem cetăți pe care ne-au smuls filistenii. Avem cetățile care-s dus în robie, le smulgem înapoi de la filisteni. Aveți familie care nu mai vin la adunare. Aveți frați care s-au răcit pe cale. Aveți tineri care nu mai vor să asculte. Aveți alții care nu sunt implicați. Aveți de recuperat. Aveți de smuls pe aceștia și de puși înapoi în casa Domnului. Dumnezeu să vă ajute, amin? Nu vorbesc de cetatea bucuriei mele, da? Isaia 49 cu 25, că bucuria spune aici profetul că e o cetate. Poate unii ați pierdut bucuria din inimă, tot lucrând, tot cheltuind, tot implicându-vă, tot supărându-vă pe unii și pe alții, v-ați pierdut bucuria. Recuperați bucuria. În Isaia capitolul 1 spune cetatea păcii, cetatea cea credincioasă. Vorbea fratele, poate am supărat careva. Poate într-un conflict mi-am pierdut pacea. Recuperați-vă pacea din inimă și Dumnezeu să ne ajute. Și sunt multe cetăți în Scriptură, nu le amintesc pe toate, dar gândul cu care închei, aș vrea ca Domnul să vă dea odihnă în locul ăsta. Aleluia. Să vă dea odihnă în casa asta de rugăciune. Aleluia. Chemarea din seara aceasta să fie care un ecou și pentru mâine seară și pentru cât veți fi aici în Viena. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Aleluia.
Veniți, dragii mei, la Sfântului locaș. Veniți la adunare, frații mei. Veniți la slujbă. Veniți și uitați-vă la minunile Domnului. Veniți cu darurile voastre de bunăvoie. Veniți și ajutați adunarea. Spune cuvântul Domnului o întâmplare ciudată. În Cronici, capitolul 34, un împărat tânăr dă ordin să repare casa Domnului. Și pe când făceau curățenii în casa Domnului, o venit marele preot Hilchia și a spus, pe când am scos argințe din ladă, am găsit cartea legii. Știți cum se întâmplă? La intrarea în templu, erau așa ca niște pâlni mari de tablă de aramă și fiecare care intra, arunca darea pentru templu acolo. Una pe o parte, una pe o parte. De la pâlnile acestea, erau două conducte care coborau la subsol undeva și bănuțele ăia cădeau într-o ladă. Și de aici și de acolo, când arunca evreul sau văduva săracă, arunca bănuțul, bănuțul îți ducea până cădea în lada aceea. Într-o zi, marele preot o lua cartea legii, o coborât acolo la subsol și inspecta că era... Dar o lua cartea legii și o pus așa în cutia aia goală cu bani, o pus acolo. Și s-a uitat ce mai trebuie făcut și o pleca și o uitat cartea legii acolo. Și au venit creștinii, evrei, credincioși, și au aruncat bani. Și bănuță ce ia unul, altul, și o căzut peste cartea legii. Și acum în Cronic 34, cum verset spune, când o scos argintul din ladă, o găsit cartea legii sub argint. Un frate comenta cam așa și spunea, bine ca într-o adunare și bine ca într-o familie să fie mult argint în ladă, dar cartea să fie deasupra. Amin? Și rău e când e mult argint în ladă și cartea e dedesubt. Bine ar fi la darurile voastre de bunăvoie și doresc ca Domnul să vă facă să vă sporească banii și firma și câștigul, dar peste ele să fie Sfânta Scriptură. Ea să cârmuiască, ea să aibă prioritate și niciodată nu pune jos Scriptura și banii deasupra. Să ne dea Domnul înțelepciune. Apoi era ultima chemare de care am vorbit, veniți să ne zidim zidurile, veniți să lucrăm mai mult la înfrânarea poftelor. Protecție pentru mine, pentru casa mea și pentru adunarea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu până aici ne-a ajutat, faceți un bilanț serios. Uitați-vă la pierderile avute și treceți la recuperare. Și Doamne ajută-ne, amin.